Astra intră în linie dreaptă în finalul returului ligii întâi la fotbal, cu numai puțin de 3 meciuri în 7 zile. Mâine de la ora 19, arbitrul de centru va fluiera debutul unei noi întâlniri cu echipa lui Gică Hagi. După ce constanțenii au ieșit din cupă pe stadionul din Chiajna la scorul de 3-0. Susținătorii giurgiuveni sunt super optimiști și nu se gândesc decât la victorie. Ne referim la meciul cu Constanța. E greu, e ușor? Eu spun că este un meci ușor, am mai bătut odată în cupă, putem să-i mai batem și în campionat. Nu este problemă, avem încredere în jucătorii noștri. Eu zic un 2-1, ar fi bine. După cum ați observat și meciul din cupă, este ușor. Viitorul nu prea are echipă de putere mare. Deci îi putem bate la fel de ușor cu 3-0, 4-0, chiar jucăm acasă. Deci, bun. După meciul cu Viitorul Constanța, Astra are două meciuri la rând cu Steaua. Miercuri echipa noastră va juca pe Național Arena de la ora 20:30. Apoi sâmbătă, 21 decembrie, steliștii vin la Giurgiu în ultimul meci al returului, care va începe la 19:45. Două meciuri la rând cu Steaua, la ce să ne așteptăm? La nimic, deci putem să câștigăm ușor, un egal și acasă la noi, batem la ei acasă, Steaua nu mai joacă cum a jucat sezonul trecut, nu mai este echipa de temut. Suntem peste ei, nu este problemă, avem încredere și atât. Da, toată lumea și-ar dori ca Astra să aibă două victorii. Eu, unul personal, spun că ar fi super bine și un egal la București și acasă să batem. Deci 4 puncte din 2 meciuri ar fi super ok pentru Astra. Ar spulbera campionatul într-un cuvânt dacă ar face treaba asta cu Steaua. Deci se poate. Avem formă, suntem într-o formă foarte bună. Steaua, după cum ați văzut, nu joacă practic nimic, deci putem să batem. În clasament, Astra rămâne pe primul loc cu 38 de puncte acumulate în 16 meciuri, la 4 puncte de Petrolul și la 6 puncte de Steaua. Petrolul are un meci în plus față de Astra, iar Steaua 2 mai puțin. În clasament urmează Pandurii cu 31 de puncte, Dinamo cu 28 și Ceahlăul cu 27. La coada clasamentului se află adversara de mâine a Astrei, Viitorul Constanța cu 14 puncte, Universitatea Cluj cu 13 și Corona cu doar 7 puncte.